ocazia unei evanghelizări în Fântânele, lângă București, a fost folosit un frate venit din Bihor și era ungur și era așa bucuros, mai bucuros ca toți. Și a spus, sunt bucuros că ne bucurăm în fața lui Cerul. Și a strigat amin. Eu mă bucur că suntem în fața celui care a făcut cerul. Aleluia. Și se poate ocupa de toți și de prieteni. Amin. Am numărat candidații și când am văzut că sunt 7, e număr desăvârșit, mi-am adus aminte de o întâmplare reală și îmi cer scuze, dar vreau să o spun. Eram cu fratele Dragoș și i-a spus, am o vecină de aici care s-a pocăit în Graț. Ea o cheamă Panora, el Florin, îmi scapă numele de familie. Și ne-a găzduit deosebit. El, soțul, care avea firmă de construcții, îi mergea foarte bine, n-a acceptat pocăința, dar n-a fost împotriva pocăinței și avea o singură fată, care era inima lui tata, o iubea foarte mult și fata pe tata și a venit ziua să ia botezul, încă cu 6 candidați și când i-a venit rândul ei să intre în apă, ea a început să plângă sfâșietor și a spus, eu nu pot să iau botezul. Nu concep eu să fiu o veșnicie cu Domnul și tatăl meu să meargă în iad. Nu pot să iau botezul. Și plângea. Și plângea de acolo de stare ei. Și la un moment dat s-a ridicat tatăl ei din public și a venit în față și a zis, mă hotărăsc și eu să-L slujesc pe Domnul. Și eu, dacă îmi dați voie, vreau să intru în apa botezului. Plângând, a făcut și a exprimat dorința și pe lângă el s-au mai ridicat încă 6, așa ca mine, fără haine, nu în alb. Dumnezeu întâi a schimbat lăuntru și l-a făcut alb să fie pe de lăuntru. Și au fost 6 candidați, 7 în alb și 7 în pantaloni, așa, în cămașă, cum sunt eu. Și îmi povestea Dragoș, au ieșit de acolo ca șoarecii. Dar n-a fost... Toți plângeam. N-am întâlnit frate mitic așa ceva. Dacă am o dorință astăzi, eu n-am venit să recit. Martor meu Domnul, mai ales că îmi lucrez Dantura și nu-i vorbirea mea aceasta. Și mă necăjesc. A primit așa. Important e să avem inima. Și cel ce recită, și cel care ascultă. Să fie inima bună, să plecăm acasă, să povestim. Eu așa m-am rugat aici, așa m-am rugat aici. Doamne, data viitoare, blocul acesta să fie locuit și cei ce locuiesc, vor locui ei să deschidă fereastra, să asculte, să se predea. Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin. Poezia se intitulează Daniel învinge leii. Daniel era un sfetnic, înțelept și devotat, un iudeu ales și vrednic ca să fie onorat, ca să fie dregătorul peste zeci de dregători, care îi dădea onorul cu rapoarte și scrisori. Rob în Babilon, dar iată, Dumnezeu l-a înălțat într-o slavă nevisată să stea lângă împărat. El avea un duh fierbinte, falnic și strălucitor, mai presus de orice minte și de orice dregător. Nu putea să-i stea în față niciun sfetnic, niciun prinț, căci în el era puterea de la Dumnezeii Sfinți. Mult au chipzuit să-l prindă dregătorii din palat, să-l destituie, să-l vândă, să-l găsească vinovat. Dar degeaba, nu se poate. N-au găsit niciun suport. N-au găsit în el păcate ca să-i facă vreun raport. Ce-i vom face? Se gândiră. Trebuie oricum smerit. Dregătorii se uniră la un plan nelegiuit. Știți prin ce?
și cum se poate ca să-l prindem, să-l smerim, el e credincios în toate, este fără vină, știm. El se roagă de iertare către Dumnezeul său. Iată mijlocul prin care îl vom prinde pe iudeu. În această acțiune trebuie lumină clară să-i oprim din rugăciune pe toți oamenii din țară. Știm că el nu o să renunțe la sale sfinte rugi. Astfel i-au întins o cursă a satanei negre slugi. Dariu nu știa secretul. Împăratul poruncește, iscălind și el decretul, dorința le împlinește. Dacă cineva se roagă către Domnul sau la zei, va fi condamnat la moarte. Va fi aruncat la lei. Din cetate în cetate, dați de veste, tot să știe, hotărârile luate de la tronul de domnie. Frica morții îngrozește zecile de națiuni. Nimeni nu mai îndrăznește să înalțe rugăciuni. Niciun clopot nu mai bate, parcă toți au înghețat. Din cetate în cetate, vestea i-a înspăimântat. Cu fereastra larg deschisă, Daniel, un vechi profet, a călcat porunca scrisă, a călcat al lor decret. Leii nu i-au pus probleme. Către Dumnezeul său el se roagă, nu se teme de puterea celui rău. Brigătorii stau la pândă. Iată omul vinovat, ei cer cu toți o sândă, moarte fiindcă s-a rugat. Împărate, nu-i scăpare, în zadar îți pare rău. Noi cerem condamnare, s-a rugat lui Dumnezeu. Dariu, mâinile își spală. Ca și mai târziu Pilat, condamnându-l cu îndoială pe acel nevinovat. Și vorbindu-i mai de aproape cu un călduros cuvânt, Daniele, să te scape Dumnezeul tău cel sfânt. Iată leii toți grămadă, cum se uită în tăcere, cum privesc aleasa pradă, însă fără de putere, căci un înger cu sentință gura le-a paralizat. Daniel în umilință și acolo s-a rugat. Leii se împrejur, iar norii trec pe boltă, duși de vânt. După toate, iată zorii se arată pe pământ. Împăratul se trezește. Daniel, aș vrea să știu, este mort sau îl păzește Dumnezeul lui cel viu? Aleluia. Vreau să-l văd, nu vreau rapoarte. Ce-i cu omul credincios? Oare a scăpat de moarte sau s-a dus neputincios? Iată groapa de o sândă. Iată-l și pe Daniel. Lei parcă stau la pândă, parcă tot se tem de el. Atunci a luat cuvântul împăratul plângător. Daniele, oare cine ți-a venit în ajutor? Tu ești viu? Credeam că lei între ei te-au sfâșiat. Împăratul și haldeii s-au uimit și s-au mirat. Dumnezeul meu cel mare, veșnic și adevărat, din această încercare, împărate, m-am scăpat. Aleluia. Tu mi-ai decretat o sândă. Deși eu ți-am fost supus, dregătorii stând la pândă, înaintea ta m-au dus. Daniele, vinovații vor plăti o negreșit, fiindcă ei nerușinați m-au trădat și m-au mințit. Și se ospătară lei de cum se iliră zorii, sfârșindu-i pe mișei și pe toți uneltitorii. Dariu dă de acum decretul pentru orice națiune, fiindcă Daniel profetul a învins prin rugăciune. Slavă Domnului. Unul singur, ce tărie, Daniel, ce nume greu, a făcut ca tot să știe că există Dumnezeu. Împăratul poruncește orice neam să-i se închine celui care în veci domnește peste viacurile pline. Veșnic autoritate, Dumnezeu etern și sfânt, care e mai presus de toate, și în cer și pe pământ. Dumnezeul mântuirii, care e mai presus de zei. Iată groapa nimicirii, Daniel salvat de lei.
De aceea orice limbă, orice candelă și sfeșnic să se aprindă și să ardă înaintea celui veșnic. Căci a lui împărăție este fără de sfârșit. Dumnezeu din veșnicie care toate le-a zidit. Daniele mărturiei și dovadă și temei, deși rob în pribegie, deși aruncat la lei, el rămâne ca o stemă peste viacuri, peste ani, arătând a lui candelă și la sfinți și la dușmani. Prin credință, el învinge moartea cu a ei esență. El se roagă, nu se stinge, chiar în stare de urgență. Pe altarele păgâne s-a stins orice scânteie. Numai Daniel rămâne, viața hotărât să-și deie. Toți se tem de amenințarea și de gropile cu lei. Toți își lepădară starea și credința lor în zei. Numai unul singur poartă vasul plin cu apă vie. În această lume moartă el se roagă, tot să știe. El se roagă și servește chiar acolo la palat, dovedind că el trăiește ca un om adevărat. Dacă până și dușmanii n-au găsit în el vreo vină, Daniel, să știți că în toate a fost sare și lumină. El purta în pieptăria care l-a însoțit mereu, fiindcă și-a aprins făclia din Duhul lui Dumnezeu. Nu cu băuturi alese, nu cu cărnuri, nu cu vin, pentru el acele mese erau moarte, erau chin. Plin de Duhul înțelepciunii, el rămâne peste viac ca un om al rugăciunii după prea înaltul plac. Daniele, Daniela, care mă asculți, nu vrei să fii cum a fost acela pentru Domnul dat la lei? Doamne ajută! Să fii om al rugăciunii, ca și el în pragul porții, plin de Duh înțelepciunii și curaj în fața morții? Amin. Ca să poată să spună Domnul când țărâna se desface, Daniel sau orice nume, odihnește-te în pace, căci te vei trezi odată pentru marea mărturie, pentru slava nevisată când va fi a lui venire. Omenirea se frământă cu arei probleme reci, dar împărăția sfântă va domni în veci de veci. Doamne, binecuvintează sfinții tăi de orice fel, care ție îți urmează ca profetul Daniel. Dă-ne darul rugăciunii, harfa sfinților măiastră, să deschidem către tine, către ceruri o fereastră. Să venim cu mijlocire pentru ai noștri prea iubiți, cu credință și iubire, ca să fie mântuiți. Dacă răi ne vor pune și pe noi în grob cu lei, Doamne, fă din nou minune, mărturie pentru ei, ca să scrie Dariu iară cu aceeași versiune pentru întreaga noastră țară, pocăință, rugăciune și toată suflarea să zică amin.